Evrei, capitolul 12, versetul 1. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și să alergăm cu stăruință. Ce te împiedică? Atunci când autorul cărții Evrei a scris că putem să dăm la o parte orice piedică, se gândea la alergătorii din vremea sa, care efectiv își dădeau jos hainele de pe ei, rămânând doar cu o simplă pânză care să-i acopere. Aceștia voiau să fie siguri ca nimic să nu-i încurce și să-i împiedice din a alerga cât mai repede posibil. Ei alergau ca să câștige. O parte importantă din apropierea de Dumnezeu este să îți analizezi viața și să dai deoparte orice te poate îndepărta de El. Ca să avem o relație apropiată cu El, trebuie să renunțăm la lucrurile care îl mâhnesc și care ne distrag nouă atenția, adică acele lucruri care ne împiedică să îndeplinim planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Adesea trebuie să ne analizăm viețile și să renunțăm la lucrurile care ne împiedică sau care ne îndepărtează de Dumnezeu. Nu avem cum să creștem pe plan spiritual dacă nu procedăm astfel. Atunci când Dumnezeu îți arată că trebuie să renunți la ceva, te încurajezi să o faci fără ezitare. Nu te contrazice cu Dumnezeu și nici nu-ți plânge de milă. Ceea ce îți cere să faci îți va fi de folos în cele din urmă. Fie că e vorba de o prietenie destructivă, de un obicei dăunător, de o ofensă sau de orice alt păcat din viața ta, fă-ți curaj și rezolvă ceea ce ai de rezolvat. Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute, iar apoi ia-ți puterea de la El și din cuvântul Lui. Dă deoparte orice te împiedică și termină de alergat cursa spre sfințenie. Răsplata este Dumnezeu însuși.